Azi dimineață, în jurul orei 8, un bărbat în vârstă de 51 de ani din Cotul Vameș, muncitor la fabrica de țevi din Roman, a fost implicat într-un grav accident de muncă. În timp ce efectua o manevră specifică, acesta a fost surprins și accidentat de o țeavă. Imediat după eveniment, bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal din Roman. Vorba de un pacient de 51 de ani din Cotul Vameș. În acest moment este sedat, intubat și ventilat mecanic. Prezintă traumatism toracic, traumatism craniofacial și contuzie cot drept. S-a efectuat tomografia computerizată, este în curs de alte investigații. În urma rezultatelor, medicii specialiști romașcani vor decide dacă acesta rămâne internat la Roman sau va fi transferat la un alt spital. Accidentul de muncă a fost raportat către Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț. O comisie din cadrul fabricii va ancheta evenimentul și va transmite datele către instituția județeană. Lucrătorul a fost surprins de către o țeavă aflată în mișcare pe trenul de role alimentare la instalația Roster, în momentul în care acesta avea intenția de a ridica o barieră de acces pentru a trece în partea cealaltă a trenului de role, iar țeava a lovit o barieră, blocând lucrătorul în direcția toracică. Comisia care este constituită la nivelul angajatorului va efectua cercetarea, urmând ca să ne transmită dosarul de cercetare pentru avizare. Bărbatul este acum în comă, având în vedere că Inspectoratul Teritorial de Muncă așteaptă de la fabrică informații despre cum a avut loc evenimentul, nu se știe dacă angajatul purta sau nu echipament de protecție în momentul accidentării. Din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, el este deocamdată în incapacitate temporară de muncă.